Salutare tuturor! Sunt în showroom-ul BMW Moldova. Iată, mă folosesc de ocazie, ei prezint aici noua generație BMW X4. Eu vreau să fac un video, o primă impresie despre acest model, pentru că o să urmez și un test drive cu el neapărat, dar până atunci chiar contez pe voi să-mi puneți mai multe întrebări sau să-mi scrieți ceea ce vreți să aflați mai mult despre noua generație X4, astfel încât în timpul test drive-ului să vă pot răspunde la întrebările voastre. Deci sunt vreo 4 mașini aici. Partea bună este că le putem vedea în diferite culori, în diferite dotări. Ca preț, majoritatea, toate dintre ele costă în jur de 60 și ceva de mii de euro. Dar bun, sunt niște mașini demo, mașini în care, iată, ei își doresc să arate cât mai bine toate opțiunile sau majoritatea opțiunilor pe care le au aceste modele. Și na, mereu este primit ca mașinile demo să fie mai dotate. Însă partea bună este că prețul noului X4 pornește de la 38.000 de euro în Moldova, cam aproximativ 38.000 de euro. În timp ce vorbesc, vă arăt mai multe culori ale mașinii. 38.000 de euro pentru versiunea X-Drive 20i, care are vreo 184 de cai putere. Puteți vedea aici culoarea neagră, cum stă pe X4. Un X4 în 20 diesel ar fi 44.000 de euro, însă mașina sau cele care sunt expuse aici, toate sunt în versiunea 30i. Asta înseamnă un motor de 2 litri twin power turbo care livrează 252 de cai putere. Deci un automobil care accelerează până la 100 de km la oră în vreo 6,3 secunde. Și poate merge până pe la 240 de km la oră. Iată și culoarea roșie, zic eu, foarte frumoasă și ea, o culoare metalizată foarte plăcută. Există mai multe pachete pentru X4, pachete exterioare, dacă vreți voi, este M-Sport, așa cum vedeți pe toate mașinile de aici, însă mai există și un M-Sport X-Line. Diferența este că aici, partea laterală a mașinii, toate inserțiile astea vor fi din plastic negru, care face ca mașina să arate mai bună pentru off-road. Îmi place tare mult spatele, care este foarte curat, acum nu este foarte aglomerat cu tot felul de lucruri și iată, nu are aceeași decizie pe care o au acum foarte mulți producători de a uni cu o bandă iluminată, iată, aceste stopuri. Dar stopurile arată foarte fain și ele. Pe noua generație, seria 3, ele cam tot așa arată și sunt destul de frumoase. Țevi duble de eșapament aici în spate și, bineînțeles, portbagajul poate fi deschis dacă ar fi să fac cu piciorul și aș avea cheia la mine, dar pentru a-l deschide manual trebuie doar să apăs pe logo și iată, portbagajul se deschide. 560 de litri. Este un portbagaj mai mare decât era pe generația precedentă, ca și de altfel toată mașina este mai mare acum. Iată aici puteți pune tot felul de lucruri care trebuie să stea deoparte de ochii hoților. Și spuneam că este o mașină mai mare acum, o mașină mai spațioasă. O să urc și în spate, dar până atunci vreau să urc aici în față. Vă arăt și ușa. Îmi plac tare mult aceste inserții. Sunt pe toate mașinile expuse aici. Inserții din plastic foarte plăcute, cu o textură plăcută, cusături contrastante, puteți vedea pe aici. Plăcute și ele. Și iată un logo cu acel X de la X-Drive care arată super ok. Avem aici comenzile pentru lumină, parcare și multe alte lumină, inclusiv la parcare din partea stângă sau din partea dreaptă. Puteți vedea, iată, și covorașele sunt cusute pe margini în culoare roșie, pedalele frumoase și ele. Și chiar dacă pe această mașină nu avem scaune reglabile electric, puteți vedea, scaunele sunt destul de frumoase, tapizate cu piele, cusătură contrastantă și iată acest logo care ne reamintește de divizia M de la BMW. Bun! Voi urca acum în mașină. Cineva și-a pus scaunul foarte, foarte jos, foarte sus. Voi încerca să-l reglez un pic.
Bun, vreau să vă arăt acum și cadranul de bord. De altfel, acest cadran de bord este exact ca pe BMW seria 5 și pe X3, care stă la baza, bineînțeles, a modelului X4. Și la fel este vorba și despre acest monitor. Mașina este dotată, cel puțin acest exemplar este dotat cu 4 camere video și la fel, din nou, ca pe seria 5, pot fi schimbate aceste camere sau, iată, este controlul prin gesturi, pot da muzica mai tare sau mai încet sau pot mișca camerele, trebuie doar să prind cum se face asta, iată, și pot schimba care cameră să-mi arate imaginile și este o grafică 3D foarte plăcută, care chiar îmi place tare mult și eu cred că este și foarte utilă. În partea de jos, ei bine, avem locuri pentru pahare și cel mai important aici, îți poți încărca telefonul wireless, deci se încarcă prin inducție și nu trebuie să conectezi vreun cablu la sistemul mașinii. Bineînțeles, acest joystick care face parte a sistemului iDrive, pot schimba tot felul de lucruri pe aici și iată, pot intra și în meniul mașinii. Partea interesantă este că această suprafață este un touchpad, deci dacă poți face tot felul de gesturi și asta se va reflecta în meniul mașinii. Cutia, bineînțeles, cu 8 trepte, una dintre cele mai bune cutii de pe piață, Steptronic. Și iată, mașina poate își schimba modurile de rulare în termen de suspensie mai tare, confort moale. Eco Pro, inclusiv asta, lucrează și la motor, deci poate face ca motorul să fie, să răspundă mai greu la accelerație, dar în același timp să economisească mai mult combustibil. Puteți vedea și voi, iată, ușa mașinii. Ok, am ajustat scaunul, puteți vedea și interiorul, sper că se vede, pare a fi destul de puțină lumina acolo în spate, dar imediat vreau să urc în spatele meu ca să vă arăt și cât loc găsim acolo. Pe partea de sisteme, voi apăsa acum acest buton și puteți vedea acum cum lucrează sistemele sau ce sisteme are mașina în termeni de siguranță. Și este foarte important pentru că acest exemplar este dotat cu pachetul poate cel mai bun pentru siguranță, iată, în mers, și anume este, are un sistem care te avertizează că iată, poți să ai o coliziune sau chiar ai o coliziune iminentă, te avertizează și va trage centurile astfel încât să te pregătească pentru acel accident, asta în cazul în care nu poate fi evitat. Un sistem care ți arată sau care îți va menține mașina în bandă și te va avertiza dacă pleci de pe bandă, plus are cu, poate fi acționat și volanul, deci în locul șoferului mașina va trage volanul și va fi readusă mașina în bandă. Bineînțeles, sistemul care avertizează în cazul în care faceți o manevră și aveți o mașină în spate, puteți vedea aici, foarte frumos desenat, plus cu acționarea volanului din nou. Acest sistem lucrează pe autostradă, mare parte, puteți vedea, de la 70 de km la oră. Asta îmi place tare mult. Side Collision Warning, deci ești avertizat în cazul în care poți avea o coliziune laterală din nou de la o viteză de 70 de km la oră pe autostradă, mare parte, pentru că mașina asta, dacă este să conectezi cruise controlul adaptiv și să mergi pe autostradă și mai pornești și semnalizatorul, deci poate schimba banda singură. Va trage de volan, dar înainte de asta se va asigura că poate schimba banda pe stânga sau pe dreapta și că nu există vreun obstacol acolo. Asta este super tare, am văzut și pe X3 și pe seria 5 G30. Însă vă mai arăt o tehnologie care este aici. Sau astea au fost toate, da. Astea au fost toate care am vrut să vi le arăt. Bineînțeles, faruri cu LED-uri standard și faruri cu LED-uri adaptive, deci cele mai bune faruri și, bineînțeles, aici în mașină un sistem audio Harman Kardon, care este destul de bun. Însă nu este și sistemul cel mai puternic pe X4. Ziceam că urc în spate. Haideți să vedem.
Iată și partea din spate a mașinii. Cât loc am eu aici la picioare, voi deschide ușa astfel încât să fie pornită lumina. Pot pune picioarele sub scaunul din față. Cât loc am la genunchi aici, puteți vedea și voi. Am ajustat scaunul din față așa cum îmi place mie. Și eu zic că se stă destul de bine aici și în primul rând s-a avut grijă ca locul pentru cap sau pe înălțime aici să fie mai generos. Din această cauză, linia acoperișului a fost desenată un pic mai sus, deci nu coboară cum cobora anterior mai repede și respectiv, iată, din cauza faptului că coboară mai spre spate, acum pasagerii din spate au mai mult loc pe înălțime. Vreau să vă arăt și mașina aceasta de culoare bej. Un automobil și el bine echipat. Aici scaune de altă culoare, cu o altă textură și foarte frumoase și ele. Mie tare îmi place combinația asta, în special cu culoarea exterioară. Volanul foarte plăcut, destul de gros, puteți vedea aici. Îmi place tare mult asta la modelele BMW pentru că mereu fac volane foarte groase și asta chiar este plăcut. Am și pot schimba și treptele cu ajutorul acestor padele din spatele volanului și dacă este să vedeți, acest monitor este îndreptat așa cum îi stă bine unui BMW spre șofer. Semn că șoferul este și cel mai important aici. Eu zic că este o mașină care merită testată. Voi nu uitați să-mi spuneți care ar fi întrebările voastre înainte ca să testăm acest automobil. Să mă întrebați ce ați vrea să aflați voi și iată, eu o să încerc să vă răspund în cadrul test drive-ului. O să testez mașina deja săptămâna viitoare. Deja am revenit acasă de la salonul auto de la Paris. Acum am văzut și noul X5. El urmează să vină în Moldova prin noiembrie, deci mai așteptăm un pic până îl testăm și pe el, pentru că aduce foarte multe lucruri noi și abia aștept ca să testez acea mașină. Ei bine, până atunci nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, pentru că postăm multe poze și stories acolo, și să dați subscribe la acest canal în cazul în care vă place ceea ce facem și dacă aveți prieteni cărora ar putea să le placă reportajele noastre, nu uitați să le dați un link. Atât deocamdată, mersi tare mult că ne-ați urmărit. Pe curând, pa, pa!